Proiectul prin care Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin va fi dotat cu aparatură medicală în valoare de 6,4 milioane de euro a fost admis pentru finanțare cu fonduri europene. Confirmarea a venit de la Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud-Vest Oltenia. Proiectul a fost depus la sfârșitul lunii septembrie anului 2020 și este de departe cel mai amplu obiectiv în ceea ce privește dotarea celei mai mari unități medicale din județul Mehedinți. Aceasta completează eforturile depuse de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru modernizarea infrastructurii de sănătate, astfel încât unitatea medicală să aibă capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2. La sfârșitul lunii septembrie 2020, Consiliul Județean Mehedinți și Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, în parteneriat, au depus un proiect pe fonduri europene pentru achiziționarea de aparate și echipamente medicale, pentru dotarea și creșterea capacității de intervenție a Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin, proiect care s-a depus pe programul operațional Infrastructură Mare și în cursul zilei de vineri, din 5 februarie, am primit confirmarea de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia că acest proiect n-a fost aprobat pentru finanțare. Valoarea contractului de finanțare este de 31 de milioane de lei. Eu cred că este o sumă foarte mare care ne permite să achiziționăm aparate și echipamente medicale și să putem spune la sfârșitul lui 2021 că Spitalul Județean Mehedinți este dotat cu absolut tot ce este nevoie pentru o bună desfășurare a actului medical. Vestea pe care ne-a dat-o ADR Sud-Vest Oltenia vinerea trecută este foarte bună, întrucât va crește semnificativ capacitatea unității medicale de îngrijire și tratament și a cazurilor de infecție cu noul coronavirus. Sunt multe aparate și echipamente medicale care vor fi achiziționate. Aș vrea să reamintesc că vom mai achiziționa un computer tomograf de ultimă generație, vom mai achiziționa și alte aparate ecograf, de asemenea vom achiziționa un aparat de anestezie de înaltă performanță și alte echipamente și, așa cum spuneam, toate acestea vor îmbunătăți capacitatea de diagnosticare și de tratament în Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin. Îi felicit pe toți colegii mei care au muncit în ultimele luni asidu pentru pregătirea cererii de finanțare pentru acest proiect și am încredere atât în colegii mei din Consiliul Județean care se vor ocupa de acest proiect, cât și în cei de la Spitalul Județean. Așa cum spuneam, Spitalul Județean este partener cu noi, că vor duce la bun sfârșit implementarea acestui proiect. După semnarea contractului vor fi demarate proceduri de achiziție pentru 87 de tipuri de aparatură și echipamente medicale care au fost prinse în proiect. Între achiziții se află și o ambulanță de ultima generație destinată transportului pacienților între secțiile externe și unitatea principală. Totodată se vor achiziționa 4 aparate ecograf, un tomograf, 10 paturi ATI, un electrocardiograf, un aparat de anestezie de înaltă performanță și alte echipamente care vor îmbunătăți condițiile de diagnosticare, tratament în Spitalul Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin.